Grav accident pe o șosea din Vrancea. Șoferul unui tir care transporta materiale de construcții s-a ales cu picioarele fracturate după ce a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit un alt autotren încărcat cu lemne. S-a întâmplat pe drumul național 2D în zona comunei Bolotești. În urma impactului extrem de violent, șoferul care a provocat accidentul a rămas încarcerat. Martorii au sunat la 112, iar salvatorii au sosit de urgență. În urma accidentului a rezultat o victimă, șoferul unui autocamion. Pentru descarcerarea acestuia s-a intervenit foarte greu cu două autospeciale din dotarea ISU Vrancea. Șoferul în vârstă de 30 de ani a suferit fracturi multiple la ambele picioare și a fost transportat la spital. Celălalt conducător auto s-a ales cu leziuni ușoare. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz. Potrivit polițiștilor, cel mai probabil șoferul care a provocat accidentul a adormit la volan.